Prefectul județului Iași a înaintat o propunere prin care cere închiderea localurilor după ora 24. Demersul acestuia vine ca răspuns la filmările apărute în spațiul public, prin care sute de ieșeni au petrecut fără mască la una dintre locațiile cunoscute din Iași. De asemenea, poliția s-a autosesizat, iar după repetate controle a dat o amendă în valoare de 5.000 de lei. Prefectura Iași dispune ca activitatea teraselor să fie limitată întrucât nu se respectă regulile de distanțare socială, iar numărul de cazuri COVID este în continuă creștere. În zilele următoare, propunerea urmează să fie avizată și de celelalte instituții. Instituția prefectului județului Iași ia în considerare o măsură care să ducă la reducerea răspândirii pandemiei, la reducerea răspândirii virusului în județul Iași, astfel că s-a luat în discuție faptul că în intervalul orar 24-6 ar putea fi o măsură indicată închiderea funcționării teraselor, barurilor și alte asemenea. Numărul de persoane prezente la o petrecere în acest weekend a depășit limita impusă de autorități. Distanțarea socială a fost egală cu zero, iar măștile de protecție au lipsit. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale. Spre exemplu, a fost aplicată o sancțiune în valoare de 3.000 de lei organizatorului unui eveniment, întrucât nu a respectat prevederile legii 55/2020. De asemenea, acesta a fost sancționat și cu amendă în valoare de 2.000 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice ca urmare a volumului ridicat la sistemul de sonorizare. Administratorul locației ne-a declarat că totul s-a întâmplat după ce a încercat să le facă o surpriză celor ce frecventează clubul și pe timp de noapte. Însă surpriza a fost și pentru el să afle că are de plătit o amendă usturătoare în urma evenimentului din weekend. Nu am primit nicio amendă. Deci deocamdată nu ați fost informați, pentru că reprezentanții poliției, inspectoratului de poliție, spun că nu a fost aplicată. Nu am primit amendă, pentru că la momentul în care au venit dânsii, se respectau toate măsurile de distanțare socială. Noi funcționăm anul ăsta în regim de terasă, nu organizăm evenimente, n-am organizat evenimente, a fost unul singur, cred că în luna iulie, cu Andreea. La evenimentul de vineri seara au participat sute de persoane, tineri au dansat și au dat mâna cu artistul care se afla pe scenă. Mă rog, scuze la conducere, fanii mei trebuie să stea lângă mine, cum ei mă iubesc pe mine și eu iubesc pe ei! Iau ce spune! După cum se poate vedea din imaginile postate de artiști pe rețelele sociale, tinerii nu poartă mască de protecție și nu respectă distanțarea socială. La un moment dat, cântărețul Andrei Velcu vine și cu un mesaj în contextul pandemiei. Hai să mă cine răspund, să se audă în galaxie, mai scoate zampă nebunie, asta-i pe lorile mea pentru dușma. Artistul a venit în Iași la un eveniment privat, motiv pentru care administratorul locației l-a invitat la petrecere. Tot cei de acolo susțin că în scurt timp grupul de petrecăreți s-a destrămat.